Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou sezon din Mondeni. Nu-i așa că n-ați văzut filmul Până și vulturii merg la frizer? Îl veți vedea în această seară la Mondeni în premieră mondială. În rolul principal, vulturul Becali. Bună ziua! Bună ziua! Ce surpriză, domnul Becali, și ce onoare, domnul Smărândescu! Salut, mâna! Dați loc! Aici? Acolo! A, se poate cumva un autograf? Bineînțeles, la toți fani. Pentru Rodica. Da. Mulțumesc, mersi frumos. Cu ce vă servim, domnul Becali? Un frezat, un tuns, un nimic. Ras? Nimic. Lipsă zero, pauză. Păi și atunci de ce ați venit la frizerie? De ce am venit la frizerie? Am venit la frizerie? Ca și am vrut eu, ca să le fac o aroganță, să-mi las mustață. Să aibă ăștia ce să comendeze talk show-uri și a lăsat vulturul pe care-i bustață. Uite așa, puțin păr să-mi dați. Clark Gable, uite așa, Clark Gable. De asta mi-a plăcut, când era mic. Am lucrat niște brâză dimineața și vine său de la The Wire. Când era mic, Clark Gable, bustață. Dar de ce vreau să vă lăsați mustață, domnul Becali? Ce vreau să-mi las mustață? De ce vreau să-mi las mustață? De ce eu vreau eu să-mi las mustață? Da-aia! Că uite că a răspuns ca Moromete, că eu pe lângă bani sunt și intelectual. Moromete, a citit. Ca să-i crească popularitatea, că am scăzut în sondaje, știți cum e. Te-a întrebat cineva, băi, Hahalero? Hai, mustață să fie atunci, domnul Becali. Ia. Hopa. Asta e mustața? Asta e antiseptica mustață. E curată? Foarte. Păi și acum ce facem? Stăm de uităm unii la alții, așa? Așteptăm să crească mustața, domnul Becali. Smărândescu, mai îndai și mie un autograf? Normal. Hai. Unde pleci, Smărândescu? Semnez în cartea de onoare, prea repede, unde pleci. Vrei să nu stai mult. Bună seara, București, bună seara, România, sunt Andreea Esca. Și Mircea Solcanu, la naiba. Și vă prezentăm știrile cretinoide, știrile cu și despre cretini. Hello, un tractorist din Curtea de Argeș a fost arestat sub acuzația de trafic de stupefiante. Hello, la naiba, auzi colo. El ascundea heroina punând pliculețele în curtea casei părinților săi sub o găleată. Heroina a fost descoperită ca urmare a curiozității unui vecin indiscret. Vecinul a crezut că drogurile sunt făină. Hello, ce funny. A făcut cozonac și a petrecut un Crăciun suspect de vesel. Hello, la naiba. Un ocaz de dispariție a pus pe jar poliția sătească din Bulbucaci, județul Bihor. Prostituata satului, Agripina Lodoloi, a dispărut fără urmă și toată lumea, în special bărbați, o caută cu înfrigurare de 3 zile. Principalul suspect este concubinul acesteia, Cristian Troacă, polițist în comună. Vom reveni cu amănunte. Vei reveni tu că eu plec acasă, la naiba. O bătrână, vârstă de 86 de ani din București, a capturat un infractor care încerca să-i fure poșeta fiți pe fază. În pui mei că e foarte tare asta. La fața locului se află Sorin Ovidiu Bălan. Sorin, ai legătura, la naiba. Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt Sorin Ovidiu Bălan și ca de fiecare dată și de obicei, mă aflu în mijlocul infracțiunilor, acolo unde se întâmplă ele, oriunde ar fi. Priviți acest host de buzunare, această scursură a societății care a încercat să prădeze o bătrânică cinstită, ca și dumneavoastră, plătitorii de taxe și impozite, contribuabilii români, numai că această bătrânică nu s-a lăsat prădată de această scursură a societății, cunoscută în lumea hoților de buzunare ca fiind host de caraiman. Dar nu mă mai jigri, băi, nene! Taci din gură, scursură a societății. Aș vrea să vă întreb, stimată bătrânică, cum s-au întâmplat lucrurile? Venând de la piața, maică, și am simțit așa în spate o lovitură. Stai aici! Ce-a vrut să-mi fure poșeta, maică? Auziți, stimați telespectatori, ce nenorociri se întâmplă în capitala României, și anume Bucureștiu. Vă rog să ne detaliați faptele, doamnă bătrânică. După care m-a aplicat o corecție să mă țină minte un Tatohami Kushimoto și un Shakerunutsu cu Bibi. De ce nu te duci, mă, la muncă, că am pensie de 3 milioane, a? Stai! Nu mai da, mamaie! Mamaie, măta, eu sunt doamnă! Doamnă bătrânică, vă rog să mă iertați. Dar vreau să spuneți telespectatorilor noștri, plătitorii de taxe și impozite, contribuabilii români, cum vă mențineți într-o asemenea formă la cei 86 de ani? Probabil că este vorba de alimentație. Ce alimentație?
dați-o mai că nu! Sex, toată ziua sex! Și karate! Ha! Am centura neagră și la sex și la karate! Iertați-mă indiscreția, dar cu cine faceți sex? Cu cine apuc, maică? Mata, ești liber de seară? Sunt Sorin Ovidiu Bălan, ține-ți aproape! Dar mulțumim, Sorin, ai grijă de tine! Cineva are întâlnire în seara asta, ai grijă, Sorin nebunule! Pentru a comenta aceste fapte absolut reprobabile, l-avem invitat în studio pe purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, domnul Cristian Ciocan, la naiba. Domnule Cristian Ciocan, ce ne puteți declara? A fost Cristian Ciocan, de la Poliția Capitalei. Acestea au fost știrile din această seară. Andreea Esca și Mircea Solcanu la naiba. Vă spun bună seara. Și nu uitați, spuneți nu drogurilor. Hello. Hai tu că a fost bine. Am fugit la saună. A, nu! Nu, n-a venit Crăciunul, nu. E doar George Becali care și-a lăsat barbă. Uite cât a părut pe sufletul meu, parcă au trecut 1000 de ani. Foarte bine. Stai, ce faci cu briciul ăla? Haideți, domn Becali, sunt profesionistă, ce Dumnezeu. Băi, termină cu briciul, am fobie de brici. Haideți, domn Becali, hai. Zbărădescule, ia atitudine, ce faci? Gata, șeful. Băi, stai, băi, ce, băi. Taie! Ce spuneți, domnul Becali, vă place? Da, merge. Ați văzut că v-a fost frică degeaba? Da, ai dreptate. Cine a pus mult sânge? Doamnelor și domnilor, să vedem împreună cum arată o dimineață obișnuită în cea mai cunoscută familie din România. Familia Icoană. Hai, tăticule, trezirea! Ce? Ia! A, cipicăul de la cu lapte, dă-mi coaie, e bun. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, tată socrule! Și nu în ultimul rând, bună dimineața, nevasta mea iubită, Adriana! Bună dimineața, Prigoana! Aici erai, mamă soacră? Da! Ia, uite, domne, se pare că subconștientul meu refuză să te vadă! Da! Auzi, Prigoana? Ce poftești, mamă soacră? Așa te duci tu, copii? Să-și bată joc de pensionari? Care pensionar, bre? Care pensionar, bre? Mă, ta ești pensionar? Da. Vrei să-ți dau exemplu de pensionar? Mm. Uite aici! Vrei? Mm. Te dau exemplu de pensionar? Mm. Veteran de război, cum era vre cu Stalingrad? Mm. Și bine! Așa, ia auzi! Auzi ce înseamnă pensionar? Pensionarii care stau la Cosma, mă soacră, de la 4 dimineața, să ia compensate! Și mă, ta, în timpul ăsta ce faci? Uzurești pe banii lui Gineritu! Ce vorbești, Prigoana, mămica, are banii ei? Da. Are banii ei? Da. Poți să ne spui și nouă, uite, mie și tata socru, că suntem foarte curioși. Ce mănânci acolo, mamă soacră? Mamică! Jambon de bouillon avec sos remoulat și cu două roșii. Ce are cu un fel de șuncă, bre. Păi vrei să spun ceva, mamă soacră, să vezi cât de nesimțită ești? 3 felii de alea înseamnă 4 pensii de ale matale! E, lasă, Prigoana, să fii tu sănătos, să-i îndrătiști pe mămica și pe taticul, că și așa vrei să iei apartamentul din bani de limon! Da? Să fiu sănătos? Am picior de lemn, sunt handicapat! Prigoana, tu n-ai picior de lemn, tu ai cap de lemn! Hai că a fost bună! Fie, sucă, fie aici! Mamă soacră, dama ta, ce fel de cap ai, eh? Dacă vrei să știi, Prigoana... Așa... Pentru cultura ta generală, na. Eu sunt foarte inteligentă. Mm-hmm. Na! Prigoana, habar n-ai tu că mămica a fost olimpică la școală. Oleo, ai fost olimpică, mamă soacră. Mm-hmm. La ce materii? Aia că spun eu, la educație fizică și sport. Tăticule! Ia stai că spună cineva. Bă, dați-i un șervel, omul ăsta, chiar de nesimțite sunteți. Adriana, dă-i un șervel. Te ajută cu mulțumea la gură! Imediat! Ia, taticule, vină încoace, ia!
Ia babețica. A, nu-mi coagă, mă știu. A, excelența, sir. Iată, domne, punctual ca întotdeauna cu un adevărat englez. Ea este clienta, mamă soacră. Lasă jambonul jos, ridică-te în picioare. O mică surpriză. Prima, Iguana. Ce le-ai facem acum? Au, măsoară. Băi, îți vedem a zis. Măsoară de 10 ori, tăi o dată, băi. Nu, așa. Asta a fost tot. Excelență, o plăcere ca întotdeauna. Te rog, frot, nu pleca așa, pleacă așa. Și data viitoare, tot la tine apelez. Ce-a fost asta, Prigo? După rânjetul de satisfacție de pe fața mamei soacre, cred că a fost o surpriză plăcută. Da. Dânsul era de la pompe funebre. A venit să ia măsuri pentru sicriu. Ce glume faci, Prigoana! Dar nu e deloc o glumă, mamă soacră. E un lucru foarte serios. Ești prima din neam, o prigoană care nu va fi pârpălită, adică incinerată, ci înhumată. E un eveniment, nu? Auzi, Prigoana? Ce poftești? Javra ta mi-a mușcat pisica! Da? Și ce vrei, să se babardească? Ce mă sprigoane, iartă-i de mămica? Nu, de cățel! Tată, socrule, ai bani de țigări? Nu, de acum, că nu dă nimic așa. Ia de aici, vei, palmează-le. Nu, nu, nu te bani. O, dragele mele, mamă soacră, da. Eu acum voi pleca să fac bani ca să mai mănânc jambon de buion cu melon. Du-te, du-te! Adriana, unde mi-a lăsat cheile? Păi, iar v-a spus cheile lângă. Uite-le, vezi că diseară mă întorc târziu. Aha. Asta dacă mă mai întorc. Prigo, du-te, auguri, tată socrule. Gata, am mâncat. Bă, mă duc un pic în par să iau niște aer, așa. Mm-hmm. Că dacă nu mai fumez, simt nevoia. Iau niște aer de ăsta curat, așa. Mm-hmm. În parc acolo. Vezi că mă întorc mai acolo, că mă duc să joc niște așa coronele acolo. Du-te, du-te! În parc acolo, mă duc cu ea, cornie, în parc acolo. Aer curat! Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Ion Dolănescu, celebru cantautor și reprezentant de seama al folclorului românesc, Romanian Folkloration, mă! Yes, yes! Da, da, taci din gură! Stimați telespectatori, probabil că vă întrebați ce se află în dreapta mea. N-o să ghiciți niciodată, e un om. Numele lui este Michael Jackson. I love you, heal the world. Fiecare cu obsesiile lui. După cum bine știți, dânsul a fost o mare celebritate la un moment dat, însă acum a rămas doar o ruină din el, față de mine, care iată sunt verde și mereu tânăr. King o să va... King of Pop. Popcorn, mai încolo. Stai, acum, shut up, shut up. O să vă arăt, stimați telespectatori, ce a mai rămas din marea vedetă. Let me show. Hey! Nu, let me... Hey! Mă, uite, children. Children? Da. Iată, stimați telespectatori, acesta este nou Michael Jackson. O ruină. Uitați-vă în ce se mai ține fața lui. Vai de mama lui. Vai your mother, mă. Uite, scoci pe față. Ce? Oh, scoci. Taci din gură, taci din gură. Uite-te acolo, mă, uite-te acolo. Stimați telespectatori, o să-l întreb acum câte operații a făcut. Mă, how many surgical operations you have? One. Pleacă, mă, de aici cu minciuni. Câte, mă, how many? Two. Mă, uite-te în ochii mei, ochii mai aia, tell me, how? Three. Hai, taci de gură. Stimați telespectatori, iată că la 25 de ani, după ce mi-a furat Billie Jean, a venit, taci din gură, numai că ești un oț ordinar, stai că te dezintegrezi. A venit momentul, că așa se întoarce roata vieții, să lansăm împreună un album. Zâmbește, mă, smile. Un album de duete. Așa, zâmbește. Pentru că vreau să-l scot în foame. I'm gonna take you out from the hunger, mă. Oh, we're gonna eat tonight in town? Taci, dracu, din gură, uite-te acolo și zâmbește. Smile, smile there. Da, pe acest album, stimați telespectatori, sunt piese mai vechi pe care el mi le-a furat și niște piese mai noi de ale... Dai, mă, ia mâna de aici, mă. Spre exemplu, Hanul lui Manuc. Manuc Hans. Oh, Manuc Hans. Să-l și Gretel, da. Taci din gură cu obsesiile tale. Hai să cântăm. Hai la Hanul lui Manuc. Ceamon. Are obsesie cu ceamon. Asta e, nu știu, un prieten de-a lui. În orice melodie îl bagă, spre exemplu, m-am născut între carăpați. Ceamon. Ai de capul tău de obsedat. Stimați telespectatori, eu o să trec peste răutăți și peste faptul că mi-a furat Billie Jean. Ia mâna de aici. Să lăsăm trecutul. De ce mi-ai furat, mă, Billie Jean?
De ce-i furat, mă? Oh, my God! I-a căzut nasul. Uitați ce se întâmplă, stimați telespectatori. Dumnezeu pedepsește plagiatorii. Urmează Eminem. Hilda Ward? Hilda knows, boul, eu de ce aici. Bă, pirești cu astea doi să nu se mai babardească, că e veri! Ce v-a spus, bă, Sinatra din Eau, bă? Madonna! Dracostea n-are barieră! Atunci o să babardă! Babardiți-vă de vădre! Iată-l pe președintele Traian Băsescu, venind în biroul său oval de la Cotroceni să conducă România. Sperăm că n-a băut nimic înainte să o conducă, că vorba aia, țara nu-i ca mașina. Asta-i de decor, mă rog. De când vreau să o fac pe asta? Alo? Casa Poporului? Cu poporul, vă rog! Ești penibil, Băsescule. Nu-ți e rușine să-mi spui așa ceva? Penibilule ce ești! Sunt președintele României, domnule! Du-te-n pana mea! Hei! Fii atent ce spun acum și spun pentru ultima oară. Dacă nu erai cadou de la nevastă mea, de mult aș fi împușcat. Iar bei, te spun lui doamna Băsescu. Să mă pupi în cur. Te-aș pupa, dar nu mai am loc de Emil Boc. Foarte bun asta, domnule. Hai că te-ai dat pe brază. Șase, șase. Vine fita. Lasă-l dracu de telefon, că ai venit la tactul! Da să pupe tata! Stai jos! Ia zi, fata tati, ce mămică? Eu, bă, tu n-ai învățat nimic de la tactul! Nu mai spune că ai făcut o prostioară! Învață de la mine, eu nu fac niciodată prostioare, domnule! Eu fac prostii mari, uriașe! Gigantice, domnule! Fac tâmpenii uriașe! Să știi că numai mediocri fac prostioare! Zice-vă! Geanta! Geanta lui Vuitton de 20.000 de dolari pe care ți-am cumpărat-o de la Bruxelles la insistențele lui Măta! Aia! De ce am dat atâția bani, Elena? 20.000 de dolari, doamne, iartă-mă! În 90 pentru bani ăștia eram în stare să vând o flotă întreagă! Și până la urmă, pe cât ai vândut-o? Hai, taci din gură, dragul! Tu croncă-ne pe limba ta acolo! Nu cu tine vorbeam, dragă, vorbeam cu papagalul! Nu, nu, nu! Cum să beau în timpul serviciului? Niciodată, dragă! Păi de ce nu spui așa? Rezolvă tăticul imediat! Imediat rezolvă tăticul! Alo! Videanule! Ce faci? Da, băi, fii atent! Schimbă, bă, bordurile, bă! Știu că le-ai schimbat de 10 ori în 3 luni, mai schimbă-le odată, domnule! Ascultă-mă ce spun, înlocuiește-le cu ceva mai moale, cauciuc, gumă, burete! Da, fimea, da. Da, iar geanta așa zgâriat. Auzi, mă, știi ce mă gândeam, mă? Mă, nu putem să punem niște borduri pe senzori, știi? Și să detecteze mașina lui fimea și când parchează să se... Înțelegi tu, da. Hai, te pup. Te, da. Aha, pa, pa. A rezolvat picul. Da să pup. Acum pleacă. Hai, nu-mi striga toată ziua. Pa, pa, pa. Tăticu are audiențe cu poporul. Mi-ar poporul al dracu. Hai, pleacă. Oh.
Agripino, să intre poporul. Cine e? Poporul. Intră. Ia uite-o, bă, băiatule, vedeți? Asta e problema cu poporul român, nici să fure nu e în stare! Ziceți ce vreți! Să trăiți bine, domnul președinte. Știți, suntem vai de mama noastră. Nici n-avem după ce bea apă. Păi nu mai beți apă, beți și voi vodka. Ne-am vândut mobila ca să ne luăm și noi ceva de mâncare. Ați vândut mobila? Foarte bine, domnule! O să mă vină mai ușor la mutat! Dar trăim de azi pe mâine, n-avem bani. Ia uza al dracu, dar ce vrei mă să trăiești de azi pe poi mâine? Râdeți mă, am umor? Râdeți! Râdeți mă! Gata! Cu ce vă ocupați voi, bă? Ce salarii aveți? Eu sunt profesoară șomeră și el e... El e un actor debutant. 4 milioane salariu. 4 milioane de lei?! Și cu vocea asta îmi spui tu 4 milioane! E o vere! 4 milioane, domne, iartă-mă! 4 milioane, femeie! Dar numai întreținerea e 2. Și cât rămâne? 2. 2 milioane! Cu banii ăștia, huzurești, domnule! Dacă ești cumpătat și arunci în stânga și în dreapta, huzurești! Da! Ce să mai facem, bă, pentru voi ca să fiți mulțumiți, găozarilor? Cât să ne mai sacrificăm, bă? V-am tras 12 pe asfalt ca să parcați cu 15.000 pe oră. V-am înlocuit bordurile. V-am reînlocuit bordurile. V-am reînlocuit bordurile. Și voi? Și voi? Găozarilor! Ne simțiți-vă, ieșiți afară din birou meu! Popor nerecunoscător, ieșiți afară! Afară! Băi! Tu ăsta cu sacou în pătrățele, intră! Intră, intră! Atât! Băi! Tu știi șah? Nu, nu. Ieși afară, găozarule! Doamne! Doamne, cu ce ți-am greșit, doamne, să am o astfel de zi? Dar la prima oră e greu să fii președinte. No, nu mai am nici energie. Agripino, să vină Boc. Am poftă să fiu lingușit și pupat în c***. Buona sera, sono Ramona Badescu e a partire di questa sera voglio presentare uno show di sport unico, unico, perché presento io e perché no? E voglio cantare qualcosa per voi perché sono molto talentata e sono sì talentata che sono arrivata di Rai 1, Antena 1 e io lo bevo perché sono mai stata a Rai 1 e voglio cantare per voi, e per voi, e felicità! La 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 felicità! La 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 felicità! Eurovision! Occhio! Occhio! Eh sì, e questa sera abbiamo una cosa straordinaria. Abbiamo il giocatore di football, Gianello Gana, e l'ottusciero che è stato battuto da Gianello Gana. E voglio domandare, che cosa è successo a Colo, eh? Deci, ha fost un match greu. Ah sì? Băieții! Da, da, Dunii! No, no, non hai capito, Gianello, non hai capito! Da, eh, no, non înțeleg, no, no, no. Sunt bou sau ce? No, no, voglio întrebare, tușiero, ce s-a întâmplat acolo, eh? Scuză-mă, arbitram meciul cu domnul Garea și sì? Eram pătușă și am ridicat seculență pentru asta și nu știu că nu e fain. Scuză-mă! Nu era ăsta aici un palacule, nu era! Doamne, puțin respect, doamne, scuză-mă! Gianello, un pic de respect! Ce zici, bă, că nu te respect? Te respect, bă, tu!
Nu, ai regretat, a fost bătaie, de tușeră. Ce bătaie, bă, care... Aia a fost bătaie, bă! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano, Occhio. Scusa, ma... Ui. Hai, bă, la o bere. Dar să nu mai dai mie, scuză-mă, scuză-mă, să nu mai dai mie. Vino încoace. Scuză-mă, scuză-mă, scuză-mă. Iartă-mă, bă. Dar să știi că a fost offside, scuză-mă. Băi, ce se scuză, se acuză, băi! În palatul, pardon, cortul împăratului Iulian al tuturor țiganilor e distracție mare. Ca în toate zilele de altfel. Vreau să audă tot regatul, joacă Iulian împăratul. Mare, mare și mai mare, Iuliane, stai mai tare. Sinatru, iată-ți! Madonna! Ce? Uite-te în ochii mei, împărătezul! Sinatru, uite-te și tu! Bă, voi v-ați babardit în patul meu regalul? Hai dacă n-am vrea unde-i? Bă, Sinatru, vorbesc cu tine că ești bărbat, mă. De câte ori ți-am spus și eu și cioaba, nu vă mai babardiți, bă, că sunteți veri, mă. Hai dacă dragostea n-are limită, vrei și noi să fim ca ăia din, cum îi zice filmul ăla, legături bolavicioase? Aolea, tu doar Giurgiu! Băgă una să treacă supărare! Zi-mă! Supărate, ne iubim, uite așa noi mai trăim. Joacă bine, iubire! Băgă, bă, un marș, că vine regii Licioabă, mă! Să nu se mai babardească, că e veri? Ce v-a spus, bă, Sinatru Adineau, mă? Madonna! Bă, nu vă mai babardit! Auzi, bă, cică ei, că vor să fie ca în filmul ăla legături polnăvicioase! Ha! Că dracu ăsta n-are barieră! Atunci să se babardească! Babardiți-vă de vădre! Iulianu! Uimește-mi! Tetrales bactalo praliu tâi? Să trăiești, ipotentule! Dar văd că n-ai carpetă cu răpirea de sărai! Faci ironie acum! Nu mi l-a furat noaptea trecută, oamenii tăi, mă! Ce-ai, mă, din ca la tine, țărău, ce-ai? Uită-te ce-a venit la tine! Ia zi! Apa! Apa de pe acoperișul la turnele de la cortul tău! Așa! Să curge pe strașina Adaur, pe turnele de la acoperișul de la cortul meu! Nu se sizez problema! Păi da, a venit la tine! Ia zi! Să ți-o sesizez eu! Ia, mă! Că apa de la părăția ta stă să ia regatul meu. Ia-uzi, ia-l dracu, mă! Bândă-băc, bândă-băc, uitați! Auzi, mă, dar luminăția ta așa e sensibilă la apă, mă! Păi dacă am romantism! Băi, dar de an și an șamar de an de zile, mă! Care turnulețile de la cortul tău blochează vederea de peisaj că nu poți să văd dimineața răsăritul, mă! Dictă la tine, mă! Ce, mă? Blochează răsăritul, da, turnule! Dictă la tine, mă! Dictă la tine, blochează răsăritul! Da! Fii atent aici ce spun! Câte ceasul acum? Este 11, fără cism! Eu la 12 fix, așa, ca să vezi răsăritul tu, așa, îți declar război ție, adică regatul meu!
ca la părăția ta. Mă, nu uita ce rușine ai pătimit ultima oară. Când, mă? Când, mă? Când m-ai tăiat pe la spate, pe cur? Bă, bagă pe aia de tăietura lui Ceavă. Hai, Ceavă, să ne împăcăm viața de la cap s-o luăm, bă. Ca atunci să bucură alții. Ia-l pe ăsta, țizmi. Noi te certăm ca frații. De la majestatea sa, Ceavă, un inel. Zi de Madonna! Zi de Madonna, ia! Prințesa Madonna! Ia! Moare lumea, moare, moare, că Madonna este tare. Ia stai, ia stai! Tăticule! Ia stai, așa, în primul rând, cum îi spui, mă, lui regele, Ceavă? Să rămână rege. Vezi, mă, educație, mă, educație. Aleasă! Zi-mă acum! Am lovit Mercedes-ul lui Măta. Nu se spune lui Măta, mă, Mercedes-ul lui Măta, mă, că așa e frumos. Zi acum! L-am lovit de mama mare, că ți-a pus în drum ca proasta. A lovit-o pe mama mare, mă! Băi, bag-o pe aia de accident! A lovit-o pe mama mare, mă! Zi așa, mama mare lovită, mă! Haide după mama mare, mă! Uite-ți, Bărădescule, uite cum așteaptă oamenii ca pe Mesia. Și zică Mesia, Dumnezeu pe pământ. Eu sunt și mamă și tată în fiecare viață. Pac, pac, eu roi, pac, pac, eu, dă-te mă. Nu se poate, măi, ce-i cu tine? Ce faci, ești becher? Da, sunt becher, și ce vrei? Păi ce vrei să uite în fața noastră? Păi ce vrei, stau la coadă? Stau la rând, da! Așa vorbești cu vulturul mecanic care fiecare dimineață, tu primul, fiecare dimineață, eu roi, pac, pac. Care, mă, vultur, care becale, mă? Ce vrei, stau, mă? Ce are ăsta, mă? Eu sunt, mă, becale, nu mă recunoști? Ia uite, mă, ăsta-i becale, mă! Deci mă ieși voi, mă! Ăsta-i, mă! Ia liniște! Da, ține până la cap, bă, ăștia încârce-n astea! Păi nu recunoașteți pe domnul Becali, pe Messi al vostru, pe Messi, azi? Messi, și tu ești toți dreață, șoc. Messi, păi eu sunt Messi. Messi și tot la Barcelona, ești Messia. Dă-te la o parte, să dreapă. Nu se fac, băi, băi, pe el! Ce, mă? Păi, băi, stați cu băi, 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 băi! Nu se fac, nu se fac, băi, 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 Bioro, salvează-mă, Bioro! O tăbărât zdrețele astea pe mine! Bioro, domnișoara mi-o a pentru tine, de neatins! Cum nu mă recunoști? Eu sunt pe Cali, Nea Gigi, stăpânul tău! Mi-a lăsat mustață! Nea Gigi? Ha! Rădeți! Nu mă rădeți! Nu mă rădeți! Nea Gigi nu ți-am lăsat niciodată o mustață de penibilă! Ce să tot șopă el! Bioro, stai, Bioro! Iată-ne pe scena unei prezentări de lenjerie intimă masculină. Ghiciți a cui este colecția? Da, este chiar versacele chiloților autohtoni. Cătălin Botezatu. Stimați reprezentanții presei, vă mulțumesc că sunteți alături de mine în aceste momente foarte grele pentru mine, pentru cariera mea. Au apărut în presă o serie de atacuri mârșave la adresa mea. Sunt acuzat că aș fi homosexual. Știu. Niște aberații mai mari nu s-au pomenit. Eu iubesc femeile. Ador femeile. Vreau să vă spun că n-aș putea să vă fac o listă cu toate femeile cu care am fost la viața mea. Au apărut o serie de fotografii absolut denigratoare în care eram prezentat făcând sex cu un băiat, un tânăr, nu știu, în parcul operei, îmi vine să-și râd. Să vă spun, de fapt, ce s-a întâmplat. Eram în vizită la un prieten, la o prietenă undeva în zona Titan. La un moment dat, țârțâr, am primit un telefon de la un alt prieten, o altă prietenă care locuiește cu tot în zona Titan. I-am promis că o să o vizitez. Am ieșit din bloc și am luat-o pe scurtătură, bineînțeles, prin parcul operei. La un moment dat, în timp ce mă plimbam pe alei, în timp ce mergeam grăbit cu scop precis pe aleile parcului operei, am văzut într-o
tufă, un tânăr ce părea rănit după cum stătea, era așezat, era lungit, îmi făcea niște semne. Bineînțeles că m-am dus spre el și l-am întrebat ce are, ce s-a întâmplat. După semnele pe care le făcea, am bănuit că este rănit jos, jos, în zona de jos. M-am speriat fiind nevricos și în clipa imediat următoare i-am dat pantalonii jos, ca să văd, să văd ce fel de rană e acolo. Nu am văzut absolut nimic. Atunci m-am apropiat, zic, poate nu văd eu bine, m-am apropiat, nimic, m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar m-am apropiat, iar m-am depărtat, iar... Nimic, nimic, absolut nimic. Zic, ce rană o fi? În clipa aia m-am gândit, este că poate se simte prost, că e dezbrăcat doar el și, bineînțeles, mi-am dat și eu pantalonii jos. Din spirit civic. Da. În momentul acela, tânărul a dat ochii peste cap, dintr-o dată, zic, Doamne, i s-a făcut rău, ce s-a întâmplat? Și bineînțeles că m-am ridicat și am făcut respirație gură la gură. Din spirit civic. Moment în care au fost făcute acele fotografii absolut denigratoare, absolut... Vă mulțumesc. Ai bine așa, nu? Ce bine, băi, e perfect. Ce zic eu perfect, mai mult ca perfectul. Plin acus prea mult sânge, ia uite. George Becali, donatorul universal, grupa 01, mai știu. Pentru că mustața pe care și-a lăsat-o nu prea i-a purtat noroc, George Becali a hotărât să ia măsuri drastice. Mai bine așa, nu? Ce bine, băi, e perfect. Ce zic eu perfect, mai bun ca perfectul. You are good. Lăsați. No, you are very good. Lăsați, domnul Becali. Am zis că ești bună, ce vrei să-ți traduc? Lina acuz prea mult sânge, ia uite. George Becali, donatorul universal, grupa 01, mai zile. Păi donez bani, donez sânge, mai zile. Zbărădescule, da. Cât fac 400 de euro metru pătrat? Ori 10.000 de metri, adică un hectar. Depinde, cu TVA, fără TVA? Fără TVA. 4 milioane, vreți. 4 milioane, te-am verificat. Bă, TVA mai adăuai dimineața, am niște arsuri așa. Băi, și cu TVA cât face? 4.760.000, vreți. Mai ești calculatura. Atunci și fără TVA. Mai am cadastru, mai am tabulare, mai înțeles. Unde-i dreața aia de mâine, nu trebuia să-l chemi? Îl am chemat șeful. Păi și unde e haharerea? S-o fi luat bre și el, dar antrenamente de astea, că am auzit că joacă fotbal mai nu, cu lobby. Zi bre ce e! Zi bre ce e? Da. Păi așa mi te adresezi tu? De azi înainte o să spui, da stăpâne! Da stăpâne, cel mult George Becali, mai înțeles? Dacă vă mai aud cu zi bre, vă veți antrena noapte și zi! Zi și noapte! Să-l arătăm zdrețelor de la CFR Cluj, de la Bosgorea, cine e George Becali! Să arătăm în Liga Campionilor cine e viitorul președinte României, mai înțeles? Das Hirn eines Hegen, Hallen, Herr Hitler, eine kleine Polizei, 1, 2, 3, Polizei, eine Bayern München, weggemauert, liebe Sunde. Uite-ți dreanța cum râde, faci cacalărizme. Nu vreau, vă ofta așa o vederie cu a ta. Ai avut vederie cu mine? Ai avut vederie cu mine, nu? Da. Ai avut vederie cu mine, nu? Băi, Zbărădescule, Bănel deja are privirea de diavol aia care o știm noi, mai înțeles? Trebuie canonizat! Trebuie călcat în picioare, puneți dracii din el, mai înțeles? Călcat în picioare! Arde-l cu dreanțe! Urmează Eminem și Amy Han Kwan Hao Hans. Te-am zis afariul, zici că nu e așa, scuză-mă! Da, nu e! Scuză-mă! Ce, Adriana? O fi fost și olimpică? Da! Principalul suspect este concubinul acesteia, Cristian Troacă, polițist în capitală. Vom reveni cu amănunte. Nu în capitală, dragă, în comună și nu vom reveni cu amănunte. Mai ziuată! Hilda knows! Bun! Echeană! 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 Echeană!
Nu mai știu. Hai tu că a fost bine. Poți să ieși de aici.